Bună ziua, dragilor și dragilor, mutibiților și stimaților, începem ziua de luni și toamna, așa cum trebuie, în sfârșit, și a intrat în drepturi, încă de azi, noapte, de când trăgeam eu tare cu Matilda mea de tier 4 în World of Tanks, în sfârșit mi-am luat Matilda, frate, și trăgeam eu acolo, da, în inamici și de afară, zic, cine dracu trage halul ăsta, după aia m-am prins cătuna. Da, când joci World of Tanks, da, și ești cu prietenii din... De unde ți-ai? Prietenii de prieteni, impropriu, colegii de clan, da? Stai cu căștile pe urechi și zgomotul de fond ăla din joc. Da, explozii, la. Și se termină jocul și tu auzi în continuare explozii, da, așa o stare. Ce dracu, frate, început de adevăratele ai în viața reală și, de fapt, nu, tu na. Nu, puternic, da, tu na. E, și mi-am luat Matilda în sfârșit. Partea bună că a început să plouă este că titică al meu, Fulgerul Vișiniu, sau spuneți-i cum vreți, Trăsnetul Vișiniu, Speedy Gonzales Vișiniu al meu, mașinuța de aia vorbesc, în sfârșit s-a mai curățat, pentru că vorbea ieri cu colegul Ciprian, zic, bă, nu mi-a spălat mașina de un an. A, zilele astea ar fi împlinit un an de când mașina mea are jegul de 3 degete pe capotă. Noroc a plouat. Chiar aveam intenția, pe bune, zic, băi, am intenția să-mi spăl mașina și bunul Dumnezeu, în înțelepciunea lui, s-a gândit, bă, ne-am mai cheltuie, ia niște apă de aici. Și mi-a spălat el mașina. Suntem pe 19 septembrie, o zi pe care am început-o cu două cafele deja și încă, frate, nu știu ce fel de cafea am avut acasă, că nu eu cumpăr cafea. Am făcut o cafea foarte tare. Stătea lingurița în picioare în ibricul ăla. O simt și acum, dacă vă uitați. Bună cafea, bună, bună, bună cafea, bună neamțu! Dragilor și dragilor, în 1985, pe 19 septembrie, un cutremur de 8,1 pe scara Richter lovește orașul Mexico. Peste 9.000 de oameni au decedat, 30.000 au fost răniți și 95.000 au rămas fără locuință. Începem cu vești bune, da? În 1983, Sfântul Cristofor și Nevis își câștigă independența față de Regatul Unit. În 1982, Scott Falham postează pentru prima dată emoticoanele smiley, da? Smiley-urile alea, două puncte, clink, care arată că îi zâmbești sau că ești trist. În 1946 se fondează Consiliul Europei în urma unui discurs susținut de Winston Churchill la Universitatea din Zürich. Finlanda și URSS semnează la Moscova un armistițiu care pune capăt războiului de continuare în 1944. În 1893, prin legea electorală promulgată de guvernatorul insulei, femeile din Noua Zeelandă primesc drept de vot. Bun. La mulți ani, Mihai Timofti, regizor, actor și muzician, Valeriu Alexandru Ungureanu, politician român. Masatoshi Koshiba, fizician japonez, laureat al premiului Nobel. Cine ne-a părăsit? Foarte, foarte scurt astăzi. Johnny Răducanu, muzician român de jazz în 2011, Horia Șerbănescu în 2010, Ștefan Mihailescu Brăila în 1996, Lucia Sturza Bolandra, actriță română în 1961, bă, da, o grămadă de actori au murit pe 19 septembrie. Ca sărbători? Nu există. Bun, asta a fost scurtă istorie a zilei de 19 septembrie. Aș vrea să vă spun că s-au întâmplat lucruri extraordinare în weekendul ăsta, dar sincer, nu m-am uitat la televizor, pentru că nu mă uit la televizor niciodată, și am încercat să stau departe de internet ca și informație. Ați sesizat că pe pagina noastră de Facebook, Roman24 online, apar o mulțime de articole fără imagine, fără fotografie, fără poză, fără spuneți cum vreți voi. Vina mea aparține în totalitate, pentru că am făcut o mulțime de teste weekendul ăsta. Ceva se întâmplă cu pluginurile pe care le avem pe pagina noastră, pe site-ul www.roman24.ro. Ceva nu mai funcționează, n-am priceput că nici nu
developer, n-am idee ce se întâmplă acolo, așa că am făcut o mulțime de teste și tot am postat, ele s-au dus și pe Facebook și pe Twitter și pe măsa pe gheață, până se mai duc ele automat și toate s-au dus fără fotografii. De asta, fără grijă, o să găsesc și rezolvare și la problema asta. Îmi pare rău că v-am înnebunit cu postările. Știu că sunteți foarte mulți dintre voi care chiar dau click și urmăresc ce punem noi acolo, pentru că văd numărul de persoane care sunt interesate de informațiile pe care le punem, mai mult sau mai puțin, și știu că v-am înnebunit cu lipsa asta de fotografie. Da, o să rezolv, stați fără grijă, nu intrați în panică! Da? Nu intrați în panică. Andy Garcia, în caz că nu știați, se pune așa o presiune mediatică asupra populației din România pentru donare de bani în ceea ce privește cumințenia pământului. Da? Pentru că e unul dintre subiectele importante, principale, despre care vorbește aproape toată lumea. Evident, românii s-au împărțit în tabere. Unii spun, băi, da, trebuie să cumpărăm cumințenia pământului, pentru că e a noastră, că e românească, etc., etc. Alții, bă, frate, nu-i problema mea, nu mă interesează, avem alte probleme mai importante pe cap, gen să supraviețuim dracului în România, și ceilalți care spun, cine-i cumințenia, la ce echipă joacă? Da? Cine, mă, cumințenia și mai cum? La, de unde-i, din Amovis? Ce-i, sterist ăsta? Nu, mă, e o bucată de piatră, e cam așa de înaltă. Ha, da? Aia e partea a treia a populației. Și guvernul și ministerele și ce dracu se ocupă de chestia asta și au ajuns la concluzia că, bă, românii nu dau destul. Da? Adică dacă treaba merge prost, vina nu este a persoanei care a gândit o asemenea idioțenie. Și anume, știți, semnăm în numele populației, fără să-i anunțăm în prealabil, un contract care ne obligă să cumpărăm cumințenia pământului și, pe urmă, aruncăm în capul populației responsabilitatea și îi facem pe aia, bă, dar ne simțiți, sunteți, mă, brâncuș, nu-i și al vostru. Vere, era al nostru și înainte de a-ți lua tu obligația în numele meu de a cumpăra sculptura aia. El era brâncuș și înainte. Dar brusc ai decis tu, nu știu cu ce putere investit direct de la Dumnezeu, probabil, să vorbești în numele populației, fără să întrebi pe oameni dacă ar vrea. E, și acum se aruncă efectiv în capul populației, bă, donați. Evident, guvernul dă 5 milioane, statul dă 5 milioane de euro, statul fiind, ghiciți cine, tot noi, adică și aia 5 milioane tot de la populație vin. Și cumpărăm chestia asta, Dar, acum au ajuns ei la concluzia că populația, în marea ei nesimțire, nu donează destul. Nu se fac banii ăștia, 11 milioane de euro. Nu se strâng. Da? S-au strâns, într-adevăr, foarte mulți bani. N-am văzut o asemenea campanie pentru cazuri interesante, gen hai să dotăm Spitalul Floreasca. Când s-a făcut Spitalul Inimii Tale sau cum dracu se cheamă, populația n-a reacționat așa de prompt. Când s-a mers pe ideea hai să dotăm nu știu ce școală, populația n-a percutat așa. Nu s-a pus asemenea presiune mediatică pe populație. Când s-a făcut campania cu donează pentru copiii rămași fără casă în urma inundațiilor, dar nu s-a pus asemenea presiune mediatică. Se pune asemenea presiune mediatică pe populație pentru asta, cum se cheamă. Da? Neamțule, dar ea totuși trebuie cumpărat. Da, ok, sunt de acord. Valorile românești ar trebui să rămână românești, dar ele rămân românești chiar dacă nu se află în România. Uite, de exemplu, Brâncuș, dacă a murit în Franța. N-a murit francez. A murit tot român. Deci mie tot una unde se află cumințenia pământului, sincer. Mie tot una unde se află această sculptură. Eu sunt genul ăla de om care, știți cum e? A fost cineva la un moment dat în vizită, un amic de-al meu în vizită la Louvre. Și ca tot turistul, nu poți, frate, să nu te duci să-ți faci un selfie cu Mona Lisa, cu Gioconda, cu, da?
Eu nu sunt critic de artă. Nu pricep arta. Îmi place, dacă e frumos, mă uit. Nu o să stau, cum zicea Radu Vătav la un moment dat, așa, să mă uit, vai, dar ce detalii, nu. Mă uit în, băi, interesant, fain, nu mă pricep la artă, cel puțin la pictură. Nu mă pricep, nu mă dau mare. Ca și curatorii, sau cum se cheamă, administratorii muzeului, care au spus cam același lucru, mă, ne pare rău că Gioconda e la noi. De ce? Pentru că, practic, toate celelalte opere de artă trec în planul 2 și sunt opere de artă masive, sănătoase, extraordinare, dar trec în planul 2. De ce? Pentru că toată lumea se bulucește să vadă Gioconda. Și vine omul ăsta din Franța și spune, bă, am fost și am văzut Gioconda. Da, și cum e, bă? Băi, urtă cu spume. O poze e atâta? Urtă cu spume. Nici măcar n-ai voie să te apropii de ea, pentru că e fantastic de protejată. Zice, bă, sunt tablouri mult mai frumoase. Ei, ăla-i portretul unei femei urâte. Omul a zis-o franc, la modul că, bă, nici el nu-i critic de artă. Nu e, ce e frumos, nu e frumos ce e frumos, e frumos ce îmi place mie. Da? Și omul a zis aceeași chestie. Bă, am fost, da, să stau 2 ore să văd pe aia care e atâta? Portretul unei femei urâte. Mă, zice, în schimb am stat minute în șir și m-am uitat la toate celelalte tablouri care sunt într-adevăr extraordinar de frumoase. Și cu pastea lui Brâncuș la fel. Vine omul și îmi zice, frate, am văzut și piatra lui Brâncuș. Da, și cum e? Nașpa. E o realizare. Adică eu dacă aș pune mâna pe ciocan și pe daltă, nu mi-ar ieși chestia aia, cu siguranță. Nu mi-ar ieși. Evident. E interesantă. Nu e să devin brusc isteric uitându-mă la ea. O bucată de piatră în care un sculptor și-a făcut treaba. Da? Nu știu dacă merită toată isteria asta națională legată de cumințenia pământului. Și dacă e într-adevăr o operă de artă, ea este o operă de artă, nu mai e românească, e internațională, e a umanității, a tuturor. Nu văd rostul investiției astea. Dar pentru că așa cum începusem, guvernul probabil s-a ajuns la concluzia că populația în mare nesimțire nu donează destul, a început presiunea asta mediatică. Și văd acum o chestie absolut bestială, în aceeași perioadă în care se vorbește despre cumințenia pământului și despre Brâncuș, Andy Garcia îl va juca pe Brâncuș în filmul The Sculptor. Sculptorul, da? Cum a apărut informația asta exact în perioada asta? Actorul Andy Garcia ar urma să-l interpreteze pe sculptorul român Constantin Brâncuș. Informația a fost confirmată de regizorul Mick Davis. Davis, cel care a regizat filmul Modigliani, filmat în România. Acesta a postat pe pagina personală de Facebook o fotografie cu celebrul actor Andy Garcia. Acesta apare în imagine alb-negru cu o barbă brâncușiană și cu o pereche de ochelari. Andy îl va juca pe Brâncuș în Sculptorul, scrie regizorul pe propria pagină. Mick Davis este cunoscut publicului pentru filmul Modigliani din 2004, realizat în România, pelicul în care Andy Garcia are rolul principal al discipolului lui Brâncuș. Filmul s-a bucurat de aprecierea criticii, dar și a publicului, alături de nume cum ar fi Eva Herzigova, Udo Kier și Jim Carter. Cel mai cunoscut site dedicat filmului IMDb în dreptul lui Andy Garcia nu figurează deocamdată un asemenea rol. Pe pagina lui Mick Davis nu este adăugat filmul Sculptorul. Se pare că în momentul de față abia se schițează scenariul filmului. Da, în caz că nu știați, cel mai probabil Andy Garcia îl va juca pe Brâncuș. Cine va juca cumințenia pământului? Probabil chiar cumințenia pământului. Cu etichetă mare. Dă vânzare, 11 milioane de euro. Văzusem o chestie de care nu știu dacă să râd sau să râd. Nu știu exact cum să reacționez. Accident mortal în capitală. Eu sunt la cuveștile proaste de lunea.
Accident mortal în capitală, un copil lovit de o mașină în timp ce fugea de un câine. Pentru că nu e așa, există 100 de, în continuare voi spune, 100 de milioane de asociații, mă n-am nimic cu animalele, îmi plac. O repet, am spus-o, o spun, o să o spun în continuare. Îmi plac animalele, nu sunt genul ăla de om care să ia o bardă și să înceapă să taie în maidanezi sau să se bucure tăind coada la pisici. Nu sunt genul ăla de om și, sincer, cred că nu există ani destui de închisoare sau condiții mai mizerabile în închisoare pentru nenorociții care fac așa ceva. Sunt pentru drepturile animalelor. Uimitor însă, consider că cel mai important animal dintre toate sunt eu. Înainte de orice alt animal, eu, vârful lanțului trofic, vârful suliței, capul, da? Eu sunt mai important. Dacă aș avea un copil, ăla ar fi mai important chiar decât mine. Deci, el va prima, da? În fața oricărei alte forme de viață. Îmi plac animalele? Mă plac mai mult pe mine. Deși îmi plac, mă joc cu câinii, deși ei nu prea se joacă cu mine, că nu știu ce se întâmplă la nivel celular, molecul atomic, mă detestă câinii, mie îmi plac. Eu iubesc, dar nu mă iubesc ei. Nu e nicio problemă. Mă plac, îi mâng, îi scarpin după ureche, arunc bățul, da, chestii. Ca orice om normal care nu urăște animalele. Îmi plac pisicile alea, da, mă adoră pisicile, urcă pe mine și îmi stau în cap. Corect? Îmi plac animalele. Ce nu-mi place, în schimb, în legătură cu animalele, sunt asociațiile de protecție a animalelor, care la un moment dat nu mai știu pentru ce există. Ele însele nu mai știu care sunt prioritățile lor. Pentru că atunci când există un număr mare de câini vagabonzi și tu te chinui să-i ții pe stradă, în libertate, nu mai ești o asociație de protecție a animalelor, pentru că vrei să-i întorci în niște condiții de rahat. Câinii mănâncă din gunoaie, câinii să bat între ei pentru teritoriu, că sunt animale, câinii respectivi pun în pericol inclusiv viața celor din jur și pe a lor. O asociație de protecție a animalelor, a câinilor, și voi spune în continuare ironic, 4 lăbuțe, 15 urechiușe, codiță, ham-ham, spuneți-le că și-au tras niște denumiri din astea super mișto. Asociațiile astea nu bagă de seamă că viața într-un adăpost de animale în momentul acesta, dacă s-ar implica în viața adăpostului pentru animale, animalele respective ar duce-o mai bine decât în libertate. Dar asociațiile astea, lăbuțe, urechiușe, codiță, ham-ham, zgriuță, mai știu cum, azurică, bobiță și așa mai departe, ele se străduie să facă cumva ca acei câini să fie liberi pe stradă în niște condiții mizerabile. Corect? Pentru că un câine pe stradă, repet, va mânca din gunoaie, va mânca resturi, va face viermi intestinali, dă în otită, dă în vorbită, dă în chiorită, dă în surzită. Eu știu ce drag, nu stă nimeni să-i verifice. De ce? Pentru că sunt liberi. Într-un adăpost de animal, e ca bătrânii, mă, pe care vrei să îi convingi să se retragă într-o casă de... Toată lumea spune, bă, nu, cum să-ți duci, frate, părinții într-un azil de bătrâni? Noi ne-am obișnuit cu azilele de bătrâni ca un loc în care oamenii așteaptă să moară. Dar în momentul în care părinții tăi au 150 de ani bucata și tu lucrezi 13 ore pe zi, pentru că, na, ești în România și trebuie să supraviețuiești cumva, când te ocupi de ei? Și atunci faci tot posibilul ca orice om întreg la minte să-i convingi că nu ai timp să te ocupi de ei și că ar trebui să se retragă într-un loc unde cineva are grijă de ei ca meserie. Asta e treaba omului respectiv. Noi am obișnuit cu adăposturile pentru animale ca locurile alea în care îi duci pe câini și le trag o bâtă în cap și îi transformă în sacoșe sau în poșete sau în cizme. Și în continuare voi spune, n-ați învățat nimic din străinătate, veniți și mergeți în străinătate și vă întoarceți în România, degeaba
pentru societate, pentru comunitate, pentru voi mergeți în străinătate, ați făcut o gârlă de bani sau se muncește foarte mult, să nu mă înțelegeți greșit, se muncește foarte mult, ați făcut o viață mai bună, dar nu îmbunătățiți cu nimic pe celor din jur. Pentru că, și nu vorbesc cu voi, vorbesc la modul general, da, eu inclusiv, nu prea băgăm de seamă ce se întâmplă și cum au îmbunătățit cei din străinătate locuri în care ne petrecem o bună parte din viață, nu băgăm de seamă, pentru că avem prioritățile noastre, nu băgăm de seamă cum și-au rezolvat ei anumite probleme. Am văzut adăpost pentru animale în Spania, că acolo am stat până acum cel mai mult, și frate, ăla nu e adăpost de animale, ăla este hotel, este casă de vacanță, da? E altceva. Nu e cum... Chiar și la Roman, dacă mergem, cuști, nu. Nu știu, cum să vă explic. Oamenii au gândit-o pentru bunăstarea animalului. De ce? Pentru că stăpânul plătește pentru el. Nu e o casă doar pentru animalele fără stăpân, pentru că nu prea mai există pe acolo. E și o casă de vacanță pe durata în care stăpânii pleacă în vacanță și n-au cum să-și ia animalul de companie după ei și atunci îl lasă la pensiune. Și de acolo ies niște bani. Bani folosiți pentru întreținerea tuturor animalelor din unitatea aia, cum dracu să-i zic, da? E, nu se face în România chestia asta. Noi ținem foarte mult la libertate. Libertate! Nu ne place să spunem cuvântul ăsta. Libertate! Dar inclusiv pentru cine? Pentru câini! Lăsați câinii în libertate! Gata, i-ați tăguit, le-ați pus în ureche, i-ați castrat, sterilizat, da? Lăsați-i liberi, că și ei au voie să trăiască. Foarte adevărat, nu o să vă vine să credeți, și eu am voie să trăiesc. Și copilul ăsta care a murit lovit de o mașină pentru că a fugit de un câine vagabond. S-a speriat, a fugit, câinele a fugit după el, puștea și pe stradă, a fost lovit de o mașină și a murit. Da? Ce să vă spun? Acum, eu nu știu cum să reacționez la chestia asta. Foarte bine, aveți un câine în libertate, v-ați îndeplinit funcția de societate care luptă împotriva mânjirii imaginii României cu nenorocirile prin care trec câinii fără stăpân. Un copil de 8 ani a murit duminică seară lovit de o mașină pe o stradă din sectorul 2 al capitalei, accidentul petrecându-se după ce minorul a pătruns pe partea carosabilă din cauza că se ferea de un câine, spun cei de la poliția rutieră. Deocamdată însă se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate împrejurările. Ce să vă zic? Măi, parcă aveam mai multe... Ia auzi, o adolescentă de 18 ani din Austria, da, și-a dat părinții în judecată pe motiv că aceștia au publicat încă din 2009 o serie de imagini cu ea de când era foarte mică. În urmă cu câteva luni a făcut valuri declarația francezului Eric Delcroix, expert în legislație pe internet, care a declarat că este foarte posibil să vedem în viitor cazuri în care copiii își dau în judecată părinții din cauza unor imagini publicate de aceștia pe Facebook în trecut. O adolescentă de 18 ani și-a dat părinții în judecată. Tânăra din Carintia, al cărei nume nu a fost făcut public, consideră că i-a fost încălcată intimitatea. Printre imaginile care fac obiectul acestui caz, se numără una în care fetei se schimba scutecul și alta în care era pe o liță. Adolescenta s-a declarat jenată de aceste imagini și a adăugat că, în ciuda rugăminților repetate, părinții ei au refuzat să șteargă pozele. Așa că tipa i-a dat în judecată. Bă, dar ce faceți? Ce-i de comentat la chestia asta?
Potrivit lui Stephen Balcom, care este fondator al unui institut pentru siguranța familiei în mediul online, 46% dintre persoanele din generația Millennials au postat o fotografie a copilului lor înainte ca acesta să împlinească un an. Mai mult o parte dintre părinți au postat chiar ecografii cu bebelușul lor înainte ca ei să se fi născut. Bun, ok. Da, asta am văzut și eu. Mamă, da, m-am decis să te dau o judecată. De ce? Ai postat o ecografie cu mine. Și ce? Păi da, postezi poze cu mine nud? Fata mamei, erai încă în burtică. Cavalii nu încăpea acolo. Da? Băi, ăștia de generația mea, poate hai să mai punem niște ani, 40-50 de ani, este că aveți toți acasă măcar o fotografie cu fundul gol pe păturică? De când erați atâta? Este să ridice mâna cel care nu are așa ceva, ca să-i dau o bere. Nu o bere, dracu, că poate să răcesc cu o cafea, hai, cu o cafea de un leu îmi permit. Da? Să ridice mâna acum cei care au făcută măcar o fotografie cu fundul gol pe păturică. Că se făcea. Și scoasă pe hârtie, adică cu fundul gol v-a văzut, nu doar mama, tata, fotograful, ci și cel care a de la laborator. Că pe vremea aia mergeai cu filmul la un laborator. Și acolo lucrau niște oameni și ei v-au văzut cu fundul gol. Evident, un copil de un an, de 4 luni, de 5 luni, de 3 luni, la cât se făcea fotografia aia. Da? Tante asta, Puștoaica, i-a dat în judecată și pe aia de-au botezat-o? Toată omenirea din biserică, începând cu popa? Că și ăia au văzut-o cu fundul gol. Una în care, o fotografie în care fetiței îi se schimba scutecul și alta în care era pe uliță. Iarna pe uliță. Era Puștoaica. Ea s-a deranjat, jenată de aceste imagini. Păi, fata moșului, tu ești în imaginile alea. Cum poți să fii jenată? Păi, atunci ce ar trebui să fac? Dacă mâine decideți că, bă, frate, ce am 100 de fotografii cu copilul de când era mic, când a căzut prima oară, când era într-un copac, când s-a lovit la genunchi și am poze. Imaginați-vă că acum trăim în epoca în care nu trebuie să mai aștepți o săptămână să-ți vină fotografiile developate, că ai porcăria și faceți așa și țac o poză cu copilul. Nu trebuie mult ca să și se duce direct pe internet, adică la revedere, da? Dacă ai setat aparatul, pozele se duc direct pe net. În momentul ăsta să faci o fotografie durează o secundă și să o și postezi, să o vadă lumea întreagă. Păi și atunci ce trebuie? Poți să faci 800 de fotografii pe zi copilului tău și când o să ajungă el la 20 de ani, că na, o să fie mereu chestia asta, deși nouă ni se pare normal acum să ne lăudăm cu fotografiile pe care le facem, că ne facem fotografii la mâncare, că ne facem fotografii la ultima geantă cumpărată, că ne facem fotografii la ultimul gadget cumpărat, că ne facem fotografii la ultimul televizor cumpărat, că ne facem singur selfie în orice situație și în orice, am văzut niște selfie-uri de alea de trimis la Pornhub, da, nu pe Facebook. De alea nu e nimeni jenat. Nu se simte, nu, e jenată de mândria pe care au avut-o părinții ei când, că ați văzut, nu, și în filme, când un copil începe să facă la uliță, e un motiv de sărbătoare, a trecut la următoarea etapă a evoluției sale ca persoană. Nu te mai caci pe tine, da? Te caci într-o uliță și meriți, e o sărbătoare pe chestia asta. Mândria aia de, bă, frate, că fetița noastră a crescut și, uite, a învățat să nu mai cadă în bot când stă pe uliță, aia a deranjat-o pe Puștoaică și i-a dat în judecată pe părinți. Acum, pentru mine, nu e chiar normală chestia asta că i-a dat în judecată pe părinți pentru că au postat poze cu ea de când era mică, dar pot să-i spun o singură chestie. Fată, când erai tu înainte de 18 ani, părinții tăi te aveau. Și nu la modul că te aveau împinge, nu, la modul că te dețineau, că-s părinții tăi, ca urmat, dacă e să punem la modul ăsta, aia dată judecată că au făcut-o de râs. Înainte de a fi tu majoră, părinții te-au deținut.
era a lor. Și tot ce ținea de tine și de imaginea ta, tot a lor era. Ghinion pentru tine. Ți-a dat în judecată pe că au postat poze cu ea de când era foarte mică. Eu tot recomand filme. În continuare vă zic să vedeți God Bless America. God Bless America. Vedeți filmul ăsta ca să vedeți de ce e bine pe unii oameni să-i împuști. Pur și simplu. Dar nu văd care e concluzia aici. Că părinții postează fotografii cu copiii. Siguranța familiei în mediul online. Dar ea când postează, iară pot să zic chestii, părinții în 2016, 2015, 2014, 2017, 2018 și așa mai departe, au două griji legate de internet. Una, ce downloadează băieții lor, copiii, ce downloadează băieții lor de pe internet și, și mai important, ce uploadează fetele lor pe internet. Asta nu spun eu, o spun oameni care au făcut studii. Băieții downloadează foarte mult sex de pe internet la o anumită vârstă, iar fetele uploadează pe internet același lucru. Și ar fi mișto ca părinții acestei fete să o dea pe ea în judecată, pentru că ea cu siguranță are undeva niște imagini înainte de 18 ani de la mare, de exemplu, și ar putea să dea în judecată, să spună: bă, Vasile, tu ne faci de râs pentru că uite, ești în costum de baie și nu ești în burca. Nu ești în burchine. Da? Și de așa începe războiul ăla masiv între generații pe plan informațional. Să-ți dai judecată părinții că au postat poze. Păi aia e o mândrie pentru părinți. Să-ți spui: uite, bă, frate, fetița mea a învățat să facă la o liță. Vești bune pentru cei care încă mai joacă Pokémon Go. Toți cei mai joacă Pokémon Go. Gica a început să scadă puternic. Dacă aveți un smartwatch, da, că telefon smart nu era de ajuns, televizor smart nu era de ajuns, ceas îți mai trebuia, da? Măcar ceasul ăsta te ajută să joci Pokémon Go, nu știu cât poți să joci pe un display, e de atâta de mare, dar în fine. Va putea să, măcar să nu mai mergi cu telefonul, da? Mergi cu ceasul. Să joci Pokémon Go. O aplicație companion pentru Apple Watch care alertează pe jucătorii de Pokémon Go când în apropierea lor există Pokémon, va avea destul de probabil o versiune pentru ceasurile cu Android, răpind astfel exclusivitatea de care s-ar fi bucurat Apple. Unul dintre parteneriatele importante anunțate de Apple la lansarea seriei iPhone 7. Bă, ați văzut iPhone 7-le ăsta? L-a văzut cineva până acum? Cum, nu s-a cumpărat deja în România? Unul dintre cele mai scumpe telefoane din istorie. Deci dacă e foarte scump, musai românii că să-l aibă. Nu se poate să nu existe. Ci că au renunțat, nu l-am văzut. Sincer, nu mă dau în vânt după Apple. E un telefon la fel ca ăsta, doar că mult mai scump. Știți punctul meu de vedere, nu sunt genul de tech freak. Să mă dau în vânt după ultimele chestii, după să fiu la curent cu orice. Nu, îmi trebuie un obiect care să facă ce trebuie să facă. Adică ce e, un telefon? Da, dă-mi voie să pot să spun alo. Da, dar face și fotografii. Am o cameră foto. Bă, dar poți să și filmezi. Am o cameră video. Bă, dar poți să faci sexual. Am o prietenă. Că doar nu o să am o prietenă, e atât aici, în ăsta. Nu? Deci, da, înțeleg, toate să fie la îndemână. Corect. Sunt foarte de acord. Niciodată o cameră foto de pe telefon nu o să fie mai bună decât un Canon, de exemplu. Zic și eu. Decât un aparat foto care e dedicat pentru chestia asta. Da, dar uite, vezi că ăsta îl bagi în buzunar și poți să faci cu el orice. Bineînțeles, nu mă dau un vânt totuși după ultimele noutăți în tehnologie. Ca urmare, nu știu dacă există, că nu m-am interesat, iPhone-ul ăsta nou, 7-le, cum dracu se cheamă, care a renunțat, am înțeles, la o mulțime de chestii, râd ăștia de pe internet de iPhone 7,
că e foarte scump și că nu-și merită banii. Acum nu că le fac eu reclamă negativă, Doamne ferește, v-am zis, n-am avut niciodată iPhone, nu cred că o să-mi iau vreodată iPhone, dar mi se pare absurd să ceri mai mulți bani pe un produs care, căruia îi lipsesc chestii față de produsul anterior. Da? Aceeași cameră nu are jack pentru căști. Bun, vine cu căști din alea fără fir. Căști fără fir, știți ce înseamnă? Înseamnă căști pe care o să le cauți de o să nebunești. Da? Căști pe care o să le cauți de o să nebunești, că doar nu o să facă tit-tit-tit ca să le auzi. Să stea în ureche și o să adormi într-un tramvai sau un metrou și o să-ți cadă una și la revedere. Căști fără fir. Au deschis la bancă ce au zis voi în spate. Și durează 10 minute deschiderea băncii. Așa. Unul dintre parteneriatele importante, am zis, compania a anunțat că va fi disponibilă o aplicație Companion pentru Apple Watch, care îi va alerta pe jucători, am mai zis. John Hanke, director executiv al Niantic, a fost întrebat dacă va fi lansată și o aplicație, o versiune de Pokémon Go pentru sistemul de apărare Android. Răspunsul, compania va prezenta destul de probabil și o versiune pentru ceasurile cu Android. Bă, ușor, ușor ne transformăm în cyborgi. Știți cât e de greu să bagi un cod pe o alarmă? Vă spun eu, 10 minute. Pot să fac așa până mâine. Că intri în bancă și primul lucru pe care îl faci e să pornești alarma, nu de altceva. Da? Bun. Trec la alt subiect. Mă, frate, dar n-am niciun chef astăzi. Nici nu știu când am început emisiunea. Și că uite, când copiii născuți prematur întâlnesc medicii care l-au salvat viața, o mamă declară, am izbucnit în lacrimi când mi-am văzut copilul, era cât o pungă de zahăr. De mic? Nu, de scump. De aia să spune scumpul meu. De ce? Era cât o pungă de zahăr în România. De mic? Nu. De greu? Nu. De scump. La maternitatea Cantacuzino din capitală, peste 50 de copii născuți înainte de termen, între anii 2009 și 2015, au venit împreună cu părinții și bunicii să se reîntâlnească cu medicii și cu asistentele care l-au salvat viața și i-au îngrijit când aveau doar câteva sute de grame. Lăsăm așa? M-a amuzat mereu chestia asta. Felicitări, nu, stai, cum să zic, anunț mare pe Facebook. Am un copil de... băiat sau fată de 3 kg și 230. Ok, am înțeles că are, băi, spuneți-mi, peste 3 kg. Am înțeles că există niște note pentru copiii ăia, că există o greutate optimă, o greutate ideală, dimensiuni, ți-l măsoară când... Da, și după ce naști să vină medicul, domnul, va veni pachetul. Așteptați un pachet? Da, e cam mărișor. L-am măsurat și are 50 și nu știu cât. Cam nașpa. Mai tăiem din el, ce facem? Păi greutate cât are? Depășește. Cu cât? Cu câteva zeci de grame. Păi ce ați putea să-i tăiați care are câteva zeci de grame? Depinde ce vreți, un băiat sau o fată. Că mai mult de aia n-are ce să aibă câteva zeci de grame. Și clanț, la revedere Ionel, bine ai venit Alice. Aveți un copil de 203, 3 kg 230, lăsăm așa sau... Mulți dintre micuți aveau la naștere doar câteva sute de grame fără personal medical devotat, aparatură de specialitate. Bă, vorbim de România? Maternitatea Cantacuzino. Incubatoarele moderne. Nu vorbim de România? În incubatoarele alea unde au prăjit pe copiii ăia? În urmă cu mai mulți ani? Tocmai de aceea personal medical care s-a luptat să le salveze viața și a dorit acum să îi revadă când au crescut. Îngrijim bebelușii prematuri de la 600 de grame și când ating greutatea de 2300-2400 de grame pot fi luați acasă. Iar apoi nu-i mai vedem. Îmi doresc să rămână o tradiție a maternității. Este o ocazie bună de a ne revedea pacienții și de a observa cum au evoluat. Este important. Bă, uitându-mă în poze, unii au crescut de la 2400 de grame până la 2400 de kg aproape.
Nu știu cum scapă unii la mâncare, frate, dar nu se mai opresc. Asta a fost răutăcioasă remarca, da. Ăștia sunt părinții de 2400 de chile, pardon, copiii au crescut. Copilul prematur este la fel ca toți ceilalți, numai că sorocul îi vine un pic mai repede. Ăia bre care s-au născut la, cum le zicem noi, la 7 luni, da? Eu n-am născut încă și nici nu am copii de care să știu, mă repet. Dar știu că se nasc și mai repede, că se grăbesc copiii respectivi și se nasc mai, ies mai repede. Da? Încep să lovească, încep să zbire, încep să facă urât și bă, frate, nu mai vor să stea înăuntru. Ei nu știu ce pierd. Că dacă aș putea eu și acum, că unde mă trimit oamenii, du-te mă, mătii, dacă aș putea, frate, acolo a fost bine. După aia am ieșit și am luat viața în piept și de rahat. Și nu merită. Deci dacă aș putea, chiar vă rog, trimiteți-mă, că poate să întâmplă vreun miracol. Da, nu cred. Și aș sta mama acolo fără griji. Bun. Rata nașterilor înainte de termen în România este de 11%. Maternitatea cu Cantacuzino anul trecut, această rată a fost de 34%. Cel mai mic bebeluș îngrijit la maternitatea Cantacuzino, prematur, o fetiță din București, a avut 600 de grame și s-a născut la doar 24 de săptămâni de sarcină. Fetița are acum 2 ani, s-a dezvoltat normal, este perfect sănătoasă și de o energie debordantă. 600 de grame. Dar ce mi-aduceți numai capul? Felicitări, ați născut! Unde-i? Ăsta e! Numai o secundă! Bă, nu, ce mi-ați adus aici? Numai o bucată din... Nu, e tot, atât a ieșit. Că e pic, are 600 de grame. Nu-i de râs. Mă bucur că acești copii au avut parte de îngrijire bună. Mă mir că România are genul ăsta de echipament. Pentru că toată lumea se plânge de medici, toată lumea înjură pe medici, toată lumea spune că medicii sunt șpăgari, dar după ce medicii le rezolvă problema. Solistul de la Carla's Dream a întrerupt un concert după ce un spectator a aruncat cu bani în el. Am văzut filmul, a aruncat cu bani în el, a aruncat cu bani spre el, dar asta nu arată decât cât de țărani sunt unii și cât de maneliști, de cucalari și de needucați în ceea ce privește spectacolele sunt românii. Și asta pot să vă spun și din calitate de pseudo-actor, în continuare nu voi folosi termenul actor, că nu-s, actor amator, poftim, și văd că oamenii nu cunosc milenialii, nu cunosc aceste mici reguli de comportare civilizată a spectatorului. Românilor le e aproape necunoscut acest concept, deși înaintea fiecărui spectacol pe care îl avem apare o voce care, din fericire, este tot a mea, care spune clar, pentru buna desfășurare a acestui spectacol, vă rugăm să închideți telefoanele mobile. E ca la școală. Închideți telefoanele mobile, zice proful, începe ora. În 5 secunde toți încep să primească SMS-uri. Nu închide nimeni telefoanele mobile. Vă rugăm, nu veniți cu copiii sugari, de exemplu, la spectacol. Ce se întâmplă? E plin de mămici cu țâța în gură, de copii. Da? De ce? Pentru că nu-i interesează. Dar ce era să fac cu copilul? Nu o să vă vină să credeți, și înainte de revoluție, mamele puteau lăsa, ca să iasă la cinematograf sau la un restaurant sau la un spectacol, lăsau copiii cu socrii sau cu mama, cu bunicii. Pentru o oră jumate nu mori de dorul copilului. Poți să-l lași cu cineva și să vii să te bucuri de spectacol în liniște. Da?
conceptul ăsta de a fi spectator, românii l-au ratat cu succes. Și nu românii, hai să nu fiu răutăcios, cei mai mulți dintre români. Am văzut la spectacolele noastre cu trupa de teatru Dan Alexandrescu spectatori care mâncau chipsuri în timpul reprezentației. Faptul că omul mânca nu era o problemă pentru mine pentru că nu sunt pofticios, dar foșnitul pungii și ronțăitul ăla. Da? Am văzut un om care se uita la clipuri video pe YouTube cu sonorul dat la minim, evident, dacă nu era chiar închis cu totul, pe telefon în timpul reprezentației. Iarăși lucru care pe mine nu m-a deranjat de pe scenă, dar încercam să-mi dau seama la ce dracu a venit la teatru. A, înțelegeți? De ce te chinui să străbați niște sute de metri? Corect? Până la cercul militar. Să aștepți niște minute până începe reprezentația și când începe reprezentația, scoți telefonul și stai pe YouTube. O fi din cauză, poate omul încearcă să ne spună, bă, jucați prost, e plictisitor, nu-mi place ce faceți voi pe scenă. Domnule, foarte de acord, e posibil să nu placem tuturor. E posibil să nu poți să faci să-i mulțumești pe toți, e imposibil, da? Aș prefera să te ridici și să ieși. A, nu vreau să te jignesc. Mă jignești mai tare uitându-te la un film în timp ce eu sunt pe scenă. E mai jignitor. Există o pagină de Facebook care se numește Trupa de Teatru Dan Alexandrescu și pe care poți lăsa recenzia, că nu ți-o cenzurează nimeni. Dom'le, am fost ieri la teatru și nu mi-a plăcut. Ăștia joacă prost sau, bă, am fost și mi-a plăcut, o să vin și data viitoare. Lăsați-mă recenzii, că de, ca și cei care n-au apucat să vină să vă arăt despre ce e vorba. Spuneam, românii au ratat, cea mai mare parte a românilor au ratat cu succes acest cod al bunelor maniere, în general, nu neapărat în ceea ce privește reprezentațiile live a unor artiști. Simplu fapt că un nene a aruncat cu bani înspre cei de la Carla's Dream. În mintea lui, probabil, a vrut să fie un semn de apreciere. Da? Dar nu știu, mă gândesc, cum ar fi să vină, nu știu, hai că Michael Jackson e mort. Nu știu, mă, spuneți și să-i arunci cu... Cântă, mă, țigane! Vasile, oprește-te puțin. Da? Nu se face. Membrii formației Carla's Dream au oprit concertul din Târgoviște și au plecat de pe scenă după ce un tânăr s-a apropiat de ei și a început să arunce cu bani în solist pe modelul petrecerilor cu manele. Cântărețul s-a aplecat, a luat banii, i-a aruncat în față înapoi târgovișteanului și a părăsit scena spunând, vă mulțumim mult. Biletele cică au rămas în continuare valabile. Comportamentul de nuntaș al unui participant a făcut ca spectacolul să fie întrerupt și reprogramat. N-am înțeles de ce nu l-au luat pe ăla să-l dea afară din sală. Aici n-am înțeles. Bună ziua, dumneavoastră cineți? Păi sunt spectator, am plătit biletul. Ne pare foarte rău? Afară! Păi, nu o să oprim spectacolul pentru toți ceilalți 80, 100, 150, 200 de oameni pentru că tu ești bou. Trebuie să înțelegem că nu toată lumea e lăutar sau manelist. Biletele rămân însă valabile. Carla's Dream va reveni în concert la Târgoviște. Cei care nu doresc să mai participe își pot recupera banii oricum. O mârlănie. Da? Centura Craiovei s-a stricat încă înainte de a fi gata. Alt titlu, mă, așa am senzația că mă apropii de final, nici nu știu cât am înregistrat. Da, hai că asfaltul pe centura de sud a Craiovei s-a fisurat pe o porțiune de câteva sute de metri, așa că șoseaua trebuie acum decopertată și refăcută. Termenul de finalizare al lucrării a fost deja depășit cu, ghiciți cât? Ce ziceți, zile, săptămâni? Nu, 3 ani!
Ea trebuie rezolvată încă de acu trei. Uite, lămuriți-mă cu o chestie. Vă rog tare mult, nu pot să-mi dau seama. Poate vreunul din voi reușește să-mi explice. Bă, tot ce înseamnă lucrare publică, până acum, absolut toate lucrările de interes public merg în ritm de melc, în viteza melcului turbat, turbomelcu. Turbomelcu, frate! Cum termenul de finalizare al lucrării a fost depășit cu 3 ani deja? Dar cine lucrează? Dar cine răspunde? Dar intervin penalități? Dar nu există un contract? Dar nu s-a făcut o licitație că te obligă legea ca primărie să faci licitație pentru orice rahat, deși tu ai un serviciu specializat în așa ceva, ai oamenii necesari cu care să lucrezi. Cum e cu CNADNR-ul? 6.000 de angajați care freacă menta, nu poți să-i pui la muncă să facă străzi, de ce? Pentru că trebuie să faci o licitație cu alte firme. La ce mai ții 6.000 de angajați? Eu am avut senzația că, nu știu, Compania Națională de Drumuri și Poduri, cum dracu se cheamă, da, CNADNR-ul, are 6.000 de oameni și se poate ocupa de străzi. Asta e treaba lor, de asta există. Nu. Ai 6.000 de oameni, o societate întreagă, dar trebuie să, obligatoriu prin lege, să faci licitații și să dai în lucru altor firme care nu sunt specializate, dar care participă. Da? Că e lege de rahat. E o lege de rahat, cum e în roman. Avem o stație de sortare. Nu poate fi folosită. De ce? Pentru că trebuie să faci licitație, să o dai în administrare unei firme private. Corect? Și n-am înțeles și nu pot să înțeleg de vreme ce există legea peste 16 și o grămadă de beneficiari ai legii 416. De ce nu preia, mă? Sunt chestii legale pe care evident nu le pricep, dar logic mi s-ar părea. A cui e, mă? A romanului. Deci ține de primărie, frate. Da? Primăria o ia în administrare, îi pune la muncă, le face contractele ăștia cu legea paste 16 și în loc să dea cu măturoiul pe stradă, îi dai 8 ore sau 6 ore în stația de sortare și o pui la muncă. Nu, frate, te obligă legea să faci o licitație pe care alții s-o poată contesta și pe urmă să mai faci una pe care să o conteste ceilalți și tot așa, ani de zile, stai cu o stație de sortare pe care nu o folosești, dai o grămadă de bani, o grămadă, la ăștia cu legea paste 16 ca să dea cu măturoiul de 3 ori pe stradă și pierde toată lumea în loc să câștige toată lumea. Eu nu pot să pricep cine dracu gândește legile astea. Tot ce ține de servicii publice merge prost. 3 ani, termenul de finalizare al lucrării a fost depășit cu 3 ani. Pentru ce? Pentru centura de sud al Craiovei. A Craiovei. Centura de sud a Craiovei a fost depășit și așteptată de oameni de 3 ani. Bă, în 3 ani ridici 100 de blocuri. În 3 ani dărâmpi primăria și o refaci ca Iisus din Nazaret, frate, cu templu. 3 ani, vorbim de o bandă de asfalt. Cât dracule ia să toarne o bandă de asfalt de 6 metri, bre, că e centură. O bandă de asfalt de 3-6 metri lățime pe care să torne asfalt. Nu, a fost depășit cu 3 ani deja. Și o să mai dureze. De ce? Pentru că s-a fisurat pe o porțiune de sute de metri. Băi, lămuriți-mă! August 2016 era al treilea termen pentru finalizarea centurii de sud a Craiovei. Lucrările au fost însă sistate, muncitorii de-abia s-au întors pe șantier la sfârșitul august. Au termen până la sfârșitul octombrie să termine. Însă fisurile în asfalt au fost descoperite încă din primăvară, în urma unui control cerut de CNADNR. S-a stabilit că s-au produs tasări ale terenului. Varianta aceasta ocolitoare costă peste 12 milioane de euro.
dintre care, evident, două treimi sunt bani europeni. Construcția acestei centuri a fost cerută de reprezentanții companiei Ford, pentru că au deschis fabrica de la Craiova. Altfel nu făceau craiovenii niciodată chestia asta. Cum, frate, să... 3 ani? Dar ce faci? Ai plantat niște grăunțe de bitum și aștept să crească asfalt, că între timp creștea singur. Ca în filmele SF, vorbesc serios, cum să depășești cu 3 ani? Între timp, dacă exista chestia asta și punea o sămânță de bitum în asfalt, în 3 ani creștea, frate, o șosea singură. Băi, știți că weekendul ăsta s-a vorbit mult despre Dana Nălbaru și fetița ei, pe care au retras-o de la sistemul public de învățământ și au trecut-o în sistemul homeschooling. Homeschooling însemnând școala acasă. Da? Că e școlită acasă. Lucru care se face în lumea întreagă. Prima oară când am auzit de homeschooling, urmăream nu știu ce serial la TV prin 93-94. Da? Și era undeva în Australia, într-o zonă mai foarte puțin populată, poate vă aduceți aminte, sau familia Robinson, da? Și acolo am auzit prima oară termenul ăsta de homeschooling și am spus, bă, dar ce mișto e așa. Fetița respectivă din Australia lua lecții prin radio, era atât de departe de civilizație, încât profesorii țineau lecțiile prin folosind stații de emisie recepție, radiouri mari. Și fetița stătea cu caietele, mi-aduc aminte, da? Și lucra prin radio cu profesorii și cu ceilalți copii. Sistemul de homeschooling. Și am zis, super mișto. Super mișto, de ce? Una, nu-l obligi pe copil. Bun, ok, îi va lipsi interacțiunea cu alți copii. Foarte adevărat. Va lipsi interacțiunea cu alți copii, lucru care poate duce atât la dezvoltarea lui ca și personalitate, cât și la niște traume foarte sănătoase, pentru că știm cu toții că la școală, când ai mulți copii, acolo se întâmplă lucruri și bune și nebune. Între copii, zic, nu vorbesc de atacuri teroriste. Copiii, prin natura lor, sunt răutăcioși unii față de alții. Spune-mi, te rog, că mai am puțin, că mă doare gâtul bre vorbind. Cât de puțin? Cât costă? 20? Nu. Închei cu ăsta atunci. Așa, și că ei sunt răutăcioși prin natura lor, unii față de alții. Tu ai nasul prea burcănat, tu ai codițe prea groase, tu ești nespălat, că așa fac copiii. Copiii sunt din astea, da, eu sunt din ăștia. Și atunci intervine modelul ăsta de homeschooling, pe care îl înjură toată lumea în România, pentru că nu e așa. Nu se face la noi. Noi, la români, nu trebuie să mergem la următorul stadiu. Noi să rămânem tradițional pe școală, clar. Conceptul de homeschooling a reintrat în vizorul opiniei publice, dar și al experților în educație, după ce actorul Dragoș Bucur și soția lui Dana Nălbaru au hotărât să-și retragă copilul de la școală și au înscris-o la o școală de tip umbrelă, motivând că sistemul de învățământ actual este limitat. Cu alte cuvinte, după ce oamenii ăștia au făcut o declarație deschisă tuturor și au trecut la o acțiune care nu este ilegală sub nicio formă, pare cel puțin a fi legală, s-au gândit ăștia să-i amendeze. Pentru că și-au dat fetița la homeschooling, pentru că nu e așa. Dacă iei de la școală pe copii, ești pasibil de amendă. Ei, aflați de la mine că aproximativ 200 de familii din România au ales modelul homeschool pentru educația copilului lor, potrivit datelor Asociației pentru Homeschooling România, însă numărul real este cu mult mai mare. Cu toate acestea, România nu are cadrul legal pentru educarea copilului acasă, iar părinții sunt chiar pasibili de amendă. Mai mult, copilul riscă să nu poată fi integrat niciodată în sistemul public de școlarizare. Însă, există această școală umbrelă, da? Ce se întâmplă? În momentul în care faci homeschooling, nu-ți dă nimeni o diplomă. Și noi știm, ca români, nu contează ce știi să faci, nu contează cât îți merge minte. Dacă nu ai o diplomă, frate, o bucată de carton care să ateste că știi să faci treaba aia, nu te crede nimeni. Chiar dacă îi spui, nu știu, domnule, am terminat de făcut
și mă pricep să dau cu flexul. Băi, ai diplomă care să ateste că dai cu flexul? Nu, domnule, dar pot să dau, adică uite puțin, frate, pot să-mi demonstrez de 100 de ori că dai cu flexul. Dacă n-ai diplomă, înseamnă că ești prost ca noaptea. Că ăsta e sistemul de învățământ în România. Da? Hai că mi se pare că am depășit cu succes și mă doare gura și nu mai pot. Gândiți-vă puțin la chestia asta cu homeschooling-ul. N-am tras nicio concluzie și nici nu o să stau să dau eu acum că a avut dreptate sau n-a avut dreptate Dana Nălbaru. A avut dreptate că mie e simpatică. Da? Deci de asta da, a avut dreptate. Dana Nălbaru, eu sunt alături de tine. Fă ce vrei copilul tău. O să dea oricum în judecată când o să fie mai mare. Dragilor și dragilor, cum a făcut aia cu măsa la început, tu nu știi, am vorbit. Dragilor și dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Rămâne să ne vedem mâine, sper, la 24 de titluri. Din nou, până atunci, care fiecare dată, toate bune!